aducem noi. Aparent s-a spus totul. S-a spus chiar mai mult decât totul, cum îi plăcea lui Ceaușescu să spună să facem totul. Adică lucrurile au dobândit o anvergură care este foarte greu de controlat. Însă lucrurile acestea sunt disparate. Este ca și cum ai avea, să spunem, o haină. Este o haină, dar bucățile din respectivul veșmânt sunt disparate, de această difuziune pe care o are mass media hipertrofiată de astăzi. Ceea ce am făcut eu a fost această adunare a bucăților respective, această selecție a lor, această catalogare în veridice sau non-veridice, pentru că multe lucruri sunt puse în circuit de către personaje secundare, de către oameni care doresc să intre în atenția publică și, după cum bine știm, o metodă tipică de fabricare a prestigiului este aceea de a te asocia cu niște persoane arhicunoscute și mai ales să te asociezi în calitate de combatant al lor. Și atunci, sigur că munca aceasta, vă spuneam că este o muncă de 30 de ani, că am avut șansa de a lucra în instituții de presă care mi-au permis accesul la martorii de prim rang, pentru că istoricul știe foarte bine că sursele pe care tu le consulți, mai ales acești martori pe care tu îi intervievezi, trebuie să fie surse de rang întâi, adică realmente oameni care au fost acolo. Zi și după expresia lui Raymond Aron, spectatori angajați, martori angajați, adică aceia care au luat parte la evenimentul care se produce, au fost lângă personajul despre care vorbesc, nici de cum acea manieră de tratare a auzit mama de la Liuba Chișinevski, care Liuba Chișinevski a auzit de la Gheorghiu Dej și de aici se construiește o teorie care nu mai poate fi urmărită, pentru că personajele pe care le invoci au trecut în lumea cealaltă și nu sunt surse de rang întâi. Care este cea mai proeminentă sursă de rang întâi pe care ați intervievat-o? Am avut șansa mai multor surse de rang întâi, de ordinul zecilor, aș spune. Eu am început demersurile, incursiunile în această lume a trecutului, am început-o prin a intervieva foști lideri comuniști. Primul dintre aceștia a fost Ion Gheorghe Maurer, care se afla la o vârstă avansată. Am scris o carte de interviu, a fost acea primă carte despre regimul comunist, despre lumea puterii, de fapt, care a ajuns la a treia ediție. Apoi, o sursă foarte bună a fost Alexandru Bârlădeanu. El a fost un om care a cunoscut la modul direct și pe Gheorghiu Dej, și pe Ceaușescu, și pe urmașul post-ceaușist Ion Iliescu, fiind implicat în actul conducerii cu toate aceste trei personaje reprezentative ale istoriei noastre recente. A fost apoi Corneliu Mănescu, cu care de asemenea am scris o carte, n-am putut să o termin din păcate pentru că a decedat. A fost apoi Ștefan Andrei, un ministru de externe, unul dintre miniștrii de externe ai României foarte cunoscuți. A fost apoi generalul Constantin Olteanu. Au fost oameni care au cunoscut pe ceaușești din locurile lor natale, au fost oameni care au lucrat cu ei, a fost traducătoarea de limbă engleză Elenei Ceaușescu. Toți acești martori se află, cărora le-am luat interviuri care n-au fost publicate, se află în lungile liste atașate în bibliografia acestei cărți.